Ministerul Justiției este condus de un fost concurent de la Vara Ispitelor, Stelian Ion, și a delegat o parte dintre atribuții noului secretar de stat, Alexandru Dimitriu. Acesta din urmă este un fost angajat al firmei lui Gheorghe Pipera, dar și un participant la reality show-ul care a făcut furor la începutul anilor 2000. Deși îl critica intens pe fostul ministru Cătălin Predoiu pentru că și-a delegat atribuțiile către secretarii de stat, Stelian Ion a preferat să procedeze la fel. Actualul șef de la justiție a decis să-i atribuie cele mai importante atribuții secretarului de stat Alexandru Dimitriu, fostul asociat de la Casa de Avocatură, Piperea și Asociații. Dimitriu a devenit cunoscut opiniei publice după ce a fost ispita Cosminei Păsărin în emisiunea Vara Ispitelor. Potrivit jurnaliștilor de la Newsweek, Alexandru Dimitriu va coordona direcția Avizare Acte Normative. Direcția Contencios, Direcția Resurse Umane, Direcția Economică, Autoritatea Națională pentru Cetățenie, Oficiul Național pentru Registrul Comerțului. Avocatul Dimitriu este membru plus partid care se declară împotriva traseiștilor politici. Cu toate acestea, fostul participant la vara Ispitelor a mai trecut și pe la PNL. Cioloș a vrut să-l impună pe Dimitriu drept candidat la primăria sectorului 5. Pentru că nu a avut zorze izbândă, i-a găsit un post călduț la Ministerul Justiției.